Bună seara! Bine ați revenit la emisiunea Punct, contrapunct. În seara asta m-am gândit să fac o emisiune pe care de mult mi-am dorit să o fac. Nu m-am gândit că o să o fac la TV, dar uite că soarta asta e. O fac aici, la M9. Este vorba despre o emisiune în care vreau să discut, să spargem niște mituri despre aeroportul Târgu Mureș, să spargem niște mituri despre aeroportul din Cluj, să punem nu neapărat în comparație cele două aeroporturi, pentru că nu putem compara mere cu pere. Clujul este un oraș de altă categorie, Târgu Mureș este un oraș mult mai mic, dar poate cel mai bun moment este acesta, când ne pregătim să primim în zonă încă un aeroport care se lansează și se pare că va fi destul de mare, aeroportul de la Brașov. Consiliul Județean Brașov anunță că în mai puțin de 6-8 luni de zile va termina lucrările la infrastructură, după care încep procedurile de omologare, de acreditare, de teste și așa mai departe. Bănuiesc că va dura încă, nu știu, un an, doi, dar sigur se apropie momentul în care aeroportul Brașov intră în ecuație. Pentru asta, în seara aceasta, am zis că discut cu directorii celor două aeroporturi care funcționează la ora actuală și care sunt, ca să zic așa, punctele de plecare sau de sosire a celor mai mulți târgu mureșeni. Și chiar mureșeni, aș zice. Deci m-aș referi la toți cei care locuiesc în județul Mureș. Este vorba de aeroportul Cluj, cel mai mare aeroport și l-a aflat la o distanță relativ scurtă de 2 ore de condus, și aeroportul Târgu Mureș. De la aeroportul Cluj îl avem prin Zoom. Sper că avem o legătură bună pe domnul director general David Ciceo. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. Bună seara! Bună seara! Iar în studio l-am lângă mine pe domnul Peti András, președintele Consiliului de Administrație al aeroportului Târgu Mureș, aeroportul Transilvania. Bună seara! Bună. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația amândoi la această discuție. Cum am zis în deschidere, nu am de gând să fac o comparație între cele două aeroporturi, pentru că nu cred că se pot face comparații. Sunt multe lucruri care sunt diferite, dar vreau să discutăm un pic despre ce se va întâmpla în viitorul apropiat în ceea ce înseamnă, de fapt, transport aeronautic, să zic așa. Și o să încep cu domnul director de la Cluj. Aș vrea să vă pun câteva întrebări așa de încălzire, ca să zic așa, ușoare, generale, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri cam care este, ca să zic așa, rolul aeroportului Cluj în ecuația de față. Și aș începe cu o întrebare simplă, cam unde apreciați dumneavoastră că cam câți călători din județul Mureș credeți că are aeroportul Cluj, nu știu, anual, lunar, cum faceți aceste statistici? Și cam cât reprezintă aceștia din totalul de călători? Am înțeles că undeva în vremurile bune erau 2,7 milioane de călători de pe Cluj. Acum, fiind perioada de COVID, cred că statisticile sunt altele. Mă auziți? Da, în anul 2019 am avut 2,9 milioane pasageri, aproape 3 milioane. Ne adresăm la întreaga Transilvanie, după cum se adresează și aeroportul Târgu Mureș pentru anumite destinații. Principalii pasageri sunt din județul Cluj, dar bineînțeles că vin din toate județele Transilvaniei. Vin din județul Mureș, vin din județul Bihor, Satu Mare, Maramureș, pentru anumite zboruri chiar din Sibiu. Într-adevăr, există competiție destul de puternică, pentru că în aceeași rază de acțiune, în catchment area, există foarte multe aeroporturi. Aeroportul Cluj, aeroportul Târgu Mureș, aeroportul Satu Mare, Baia Mare, aeroportul Oradea, aeroportul Debrețin, aeroportul Arad. Dar considerăm că absolut toate aeroporturile au un rol foarte important, sunt foarte importante pentru comunitățile pe care le deservesc. Absolut. Totuși, eu acum, cu toată mica mea frustrare că trebuie să trec pe lângă aeroportul Târgu Mureș ca să mă duc la Cluj, să decolez către anumite destinații, deci frustrare de patriot local, ca să zic așa, da? Trebuie să recunosc că de la Cluj pleacă mult mai multe avioane și de-aia am vrut să zic că v-am întrebat acest prim aspect, pentru că și eu și foarte mulți cunoscuți de-ai mei până la urmă decolează sau aterizează pe Cluj și m-ar fi interesat așa ca idee ce înseamnă din procentajul călătorilor dumneavoastră sau din nu știu, din totalul călătoriilor, nu știu cum să... Dacă aveți statistici de acest gen, m-ar interesa. Nu avem exact din județul Mureș, dar într-adevăr este o întrebare foarte interesantă și o să încercăm să evaluăm, să analizăm această situație. În ce privește, să știți că și pasageri de la Cluj merg la Târgu Mureș, pentru că sunt destinații complementare. În ce privește aeroportul Cluj, în continuare foarte mulți pasageri merg la aeroportul Budapesta, pentru că sunt de asemenea destinații complementare. Da. Așadar, întotdeauna să știți că va fi... Ați deschis o mică cutie a Pandorei cu destinația... a pasagerilor. Da, din păcate e destul de slabă legătura. Sper că ne auzim din nou. Eu ați deschis o mică cutie a Pandorei cu destinația Budapesta. Este una dintre, probabil, eu cred că una dintre cele mai importante curse pentru Târgu Mureș. Și aici, de față, domnul Peti dă din cap afirmativ, în sensul că așa e. Eu aici, într-adevăr, una din întrebările importante ale acestei serii este pentru Târgu Mureș și dacă nu vă deranjează să-l întreb și pe domnul Peti acest subiect, este că aeroportul Brașov este foarte aproape de jumătate sau poate mai mult de jumătate din zona, hai să zicem așa, secuiască, sau, da, zona cu comunități largi maghiare. Cum ne ajută sau ne încurcă aeroportul Brașov pe noi la Târgu Mureș? Să-mi permiteți, vă rog frumos, să salut și eu pe domnul președinte Ciceo și pe telespectatorii noștri. Așa cum spune foarte bine domnul președinte, este și o analiză științifică, deci pasagerii aleg în primul rând aeroporturile la 100 de kilometri sau 2 ore de mers. Este clar că și aeroportul Târgu Mureș în primul rând deservește pasagerii din județul Mureș și doar subsidiar din celelalte zone, inclusiv din secuime. Din punctul meu de vedere personal, pasagerii care vor folosi aeroportul Brașov astăzi folosesc preponderent aeroportul din Otopeni, adică în primul rând cei care eventual vor resimți după ce se va da drumul la aeroportul Brașov vor fi cei din Otopeni. Dacă ne luăm după... Eu vă contrazic aici, dacă aeroportul Brașov pune 2 curse pe zi la Budapesta, ne-a cam terminat, pentru că Sfântul Gheorghe Covasna, Târgu Secuiesc sunt la 30-40 de kilometri de Brașov, respectiv Miercurea Ciucu e la 70 de kilometri. Ori noi suntem la mult mai mulți kilometri distanță. Deci, clar, tot ce înseamnă de la, aș zice, de la Miercurea Ciucu în jos spre sud merge la Brașov. Dar dacă... domnul Teodorescu, deci, cu tot respectul, noi știm aici, exact statisticile. Da. Noi înainte de pandemie aveam curse zilnice către Budapesta și credeți-mă că mult mai mic este procentul celor care folosesc dintr-o arie mai mare, mai largă de 60 de kilometri aceste curse decât credeți dumneavoastră. Dar sunt și anumite secrete profesionale. Ok, domnul Ciceo, am o întrebare pentru dumneavoastră. În ce fel credeți că aeroportul Cluj va resimți deschiderea aeroportului de la Brașov? Aveți vreun anume plan de contracarare a acestui, ca să zic așa, un plan concurențial de fapt, deci nu este vorba de nimic special sau de... Aeroportul Brașov nu va fi concurentul aeroportului Cluj. Este distanța prea mare. Am avut și avem pasageri de la Brașov, dar într-un număr destul de mic. În ce privește partea concurențială, există concurență între aeroporturi, dar ar trebui să vedem și ca sistem. În primul rând, cu aeroportul Brașov, cu alte aeroporturi, vor fi câștigați pasagerii. Și o să vă spun de ce. Industria aviației este foarte complexă și din păcate avem o problemă de tehnică. Nu vă auzim? Nu vă auzim. Mai puțin cu prețul unui legat de întregul sistem de aviație. Deci aeroportul Brașov într-adevăr va lua niște pasageri de la aeroportul Târgu Mureș, dar în același timp s-ar putea să creeze și piață nouă și o să vă explic de ce. Da. Din păcate, avem o legătură destul de slabă. Destul de puțin se cunoaște. Mă auziți? Din păcate, foarte rău. Se aude? Foarte rău. S-ar putea să mai... Da. În câteva minute o să avem o... Nu știu, o să încerc. Da. Continuați. Să încerc să intru din nou, nu știu. Continuați, acum merge bine. Continuați vă ideea. Deci, în același timp, s-ar putea să creeze piață nouă. Pasagerii și foarte puțină lume știe că prețul unui bilet nu prea are legătură cu costul. Prețul unui bilet de avion este dat în primul rând de puterea pieței și faptul dacă respectiva companie aeriană are monopol sau nu. În cazul în care există o putere a pieței, în cazul în care, indiferent de compania aeriană și de destinație, dacă are o situație de monopol, va tarifa pe pasageri chiar de 2-3 ori mai mult. Din cauza asta intervin foarte multe aspecte, din cauza asta sunt foarte multe clase de tarifare. Deci să știți că orice companie aeriană, că este low cost, că este companie tradițională, o să evit în momentul ăsta să pronunț anumite nume de companii aeriene, dacă este posibil, tarifează și de 2-3 ori tariful. Așadar, competiția între aeroporturi și între companii aeriene este bună. Da, într-adevăr, aeroportul Brașov va lua niște pasageri, părerea mea, de la aeroportul Târgu Mureș, va lua niște pasageri de la aeroportul Sibiu, va lua destul de mulți de la aeroportul Otopeni-Henicoandă din București, dar în același timp, creând concurență și mai multe posibilități, va crea piață nouă. Deci, chiar dacă este o anumită concurență, s-ar putea să fie bine și pentru aeroportul Târgu Mureș. Unele companii aeriene care zboară pe aeroportul Târgu Mureș, să știți că se vor adapta și vor scădea imediat, la fel la Sibiu și la fel la București. Deci nu este numai un fapt rău că vine aeroportul Brașov, este o situație complexă care va, în final va fi în beneficiul pasagerului. Bun. Interesantă discuția. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea pieței, să zicem așa, al pieței acestor curse comerciale pentru 2021-2022? Care credeți că vor fi tendințele? Va crește mult cargo, va crește mult. Acum, transportul de persoane trebuie în primul rând să-și revină la cotele din 2019. După aceea să discutăm de alte creșteri. Dar care credeți că vor fi tendințele pentru România și pentru zona noastră, evident? În ce privește traficul de pasageri, își va reveni destul de greu. Deci, probabil, la nivelul din 2019 va reveni în 2024-2025. Aeroportul Cluj a avut anul trecut 900.000 de pasageri. Am prognozat în buget 800.000. Mai puțin decât anul trecut, pentru că jumătate din pasageri am avut până în 15 martie 2020. Aceeași tendință este și în Europa. Traficul de cargo, bineînțeles că va crește ușor. Există datorită... Deci, criza aceasta nu este bună, nici pentru aviație. Și aviația a fost cel mai puternic afectată. Dar există și oportunități. Există oportunități în a atrage companii aeriene noi și din acest motiv să știți că și aeroportul Cluj, și aeroportul Otopeni și de asemenea am observat că și aeroportul Târgu Mureș are un marketing agresiv în a atrage companii aeriene, dar și pentru eficientizare. Toate companiile sunt obligate să fie mai eficiente în acest moment. Ok. Vom lua o scurtă pauză. Revenim în câteva minute.